frenetic. Trecem și la ziare.com și găsim și aici, cred, sper că găsim niște... Ah, ce bun! Cât de tare! Ucraina are o creștere de 640% a cheltuielilor militare, cât a plusat Putin în armata Rusiei. Asta mă interesează mai puțin. România se află în topul mondial. Gata, mă, s-a închis. Gata, s-a terminat. În topul mondial, după ce am citit top 10 melodii de pe YouTube, aflăm că suntem în topul mondial și la armament. Mamă, cât de tare! Și la manele, și la armament suntem prolifici. Așa, da! În contextul războiului din Ucraina, stai să trecem peste introduceri, că sunt inepte. Adică, vreau să spun, nu am eu timp acum. Cheltuielile militare ale statelor din Europa Centrală și de Vest, invazia Ucrainei, hai să zicem la România, România, Statele Unite rămâne departe, cel mai mare cheltuitor. În cazul României, cheltuielile militare din 2022 au totalizat 5,2 miliarde de dolari, în scădere cu 2,6% față de anul precedent, suma reprezentând 1,7% din PIB și 0,2% din totalul mondial. Țara noastră se află pe locul 40 în topul mondial. Locurile următoare după primele 3 sunt India, Arabia Saudită, Marea Britanie, Germania, Franța, Coreea de Sud, Japonia. Ucraina a urcat pe poziția 13, avansând Italia, Australia, Canada și Israel. Polonia, locul 19, este prima din Europa de Est cu cheltuieli militare de 16,6 miliarde de dolari, iar pe locul 2 din zonă este România. Așa da. Superb. Îmi place. Sigur.